Salutare, dragilor! Vă salut pe cei care vă aflați în ciclul gimnazial și sunteți preocupați de anumite aspecte care țin de partea morfologică a vieții. Discutăm astăzi despre conjuncție, da? O parte de vorbire importantă, atenție, parte de vorbire, da? Neflexibilă, ceea ce înseamnă că nu schimbă forma. Avem părți de vorbire flexibile și neflexibile, da? Flexibile care schimbă forma și neflexibile care rămân așa, nu-și modifică forma. Atenție, conjuncția nu are funcție sintactică. Și ce face această conjuncție? Asta e întrebarea care se află pe buzele elevilor, da? Cu ce ne ajută în viață conjuncția asta? Ce rol are ea la nivel gramatical? Păi, leagă. Leagă. Ce leagă? Părți de propoziție de același fel. Da. Și leagă și la nivel de frază, desigur. Deci, poate coordona, da? Coordona sau subordona această conjuncție. Deci, partea de vorbire neflexibilă, care nu are funcție sintactică și care leagă părți de propoziție de același fel. În momentul în care vorbim de coordonare, da? Vorbim de subordonare, atunci, practic, dacă subordonează, atunci avem o principală și o subordonată sau mai multe subordonate. Dar ne interesează partea de coordonare mai mult. Și avem câteva conjuncții specifice, da? Înseamnă coordona, a lega un subiect de un subiect, a lega un atribut de un alt atribut, un complement de un alt complement, un predicat de un alt predicat. În aceste conjuncții, da, conjuncția copulativă, de exemplu, asta leagă, da? Copulativă, aici avem ce copulativă pe și, da, sau pe nici. Luăm așa un exemplu, Maria și Andrei merg la piață. Da? Ce observăm aici? Avem un și. Da? Cine merg la piață? Maria și Andrei. Da? Leagă două subiecte. Dacă mergem pe varianta de nici, să zicem, luăm un exemplu. Nu este nici frumoasă, nici urâtă. Da, ne uităm la funcțiile sintactice. Nu este cum, nu este nici frumoasă, nici urâtă. Două nume predicative sunt legate aici, da, deci conjuncția copulativă și nici. Păi avem adversativă, da, deci tot coordonatoare. Adversativă, da? Adversativă, da? Spunem așa, dar, iar, însă. Și este și aceste conjuncții, da, care marchează o poziție, au rolul de a lega, de a coordona. Da? Însă. Mergem mai departe la cele disjunctive, da, conjuncțiile disjunctive. Fie, ori, sau. Aici avem de ales, da? Ești frumoasă sau urâtă, da? Fie ninge, fie plouă. Fie mergem astăzi, fie mergem mâine. Aici avem două circumstanțiale de timp. Da? Fie mâine, mergem mâine, da? Mergem astăzi. Păi avem cele conclusive, da? Care arată o concluzie. Deci, așadar, prin urmare. Apoi, conjuncțiile pot fi simple, da? Dar, iar, însă, sau compuse, ca să. Și cele care subordonează, după cum spuneam, da, ele leagă regenta de o propoziție care se subordonează. Deci avem o propoziție principală și mai multe propoziții secundare. Deci astea deci alea subordonatoare. Da? Coordonatoare leagă, da, frază de același fel, da, poate să lege o completivă de o completivă sau poate să lege un complement de un complement, un atribut de un atribut, deci nu contează dacă avem frază sau propoziție, dar și cele subordonează. Când avem parte de subordonare, clar trebuie să avem frază, ca să avem una principală
și celelalte subordonate. N-am să intru în foarte multe detalii, dar asta le știți pe astea care coordonează, da? Copulative, da? Adversativele, disjunctivele și conclusivele. Știți că leagă, coordonează. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați mare, mare like.